seară de vecerul comediei românești, Stella Popescu! Și că vă văd ca și pe mine, tot tineri și tot plin de viață. Eu sunt în forma cea mai bună. Și vă spun sincer de mai vouă, am 28 de ani și o lume și pe 29. Sunt fericită și în fine, mai sunt și o mare mincinoasă. Dar mi-e frumos și așa de bine. Acum de ce m-aș plânge, frate, sunt eu plinuță, dar acolo plesnesc, trosnesc de sănătate, mă înțeapă aici, mă doare bol. Și cu la orice colț de stradă, nu mă îndemnesc cu fericirea, eu nervilor mă las curată și niciodată nu pierd firea. Iar dacă treabă mi-e prea bună să văd ceva ce nu convine, tare, chiar dacă e minciună, l-am salutat și pare bine! Că sunt foarte fericită că m-am întâlnit și vă mulțumesc că luați copilașii și îl țineți în brațe. Nu puteți sta de vorbă împreună dacă dansează vorba noastră, dar nu ne doamne, nu mai e la joc. Hai, cine sunt proprietarii? Proprietarii? Proprietarii, hai. Dar astă seara a venit momentul să vă fac o mare mărturisire. Dragii mei, vreau să știți că în fața dumneavoastră nu se află numai o artistă de teatru, se află un mare om politic. Dar nu vreți să mă credeți. Vreau să vă spun acum, eu sunt deținătoarea adevărului Revoluției din 89. Eu am să vă spun acum, nu zâmbiți, nu zâmbiți. Pe 21 decembrie s-au împlinit 21 de ani, nu? De la Revoluție. Ei, pe 21 decembrie anul trecut, eu am împlinit o anumită vârstă. Da! Și în ziua aceea, știți că ne-am împlinit? Nu știți. 50 de ani de viață și 75 de carieră. Bine, pe 21 decembrie, în 1989, fiind ziua mea, mă duceam spre casă și în sacoșă aveam o sticlă de șampanie pe care urmea să o beau cu soțul meu acasă. Când am trecut prin piața Palatului și am văzut atâta lume adunată, am fost convinsă că toți au venit acolo ca să mă felicite pe mine. Și atunci am scos sticla de șampanie și am destăcut-o. Ce credeți că s-a întâmplat? 10 zile din clipa aceea în București s-au auzit numai topuri de șampanie. Dar voi de așa la voi, deja nu sunt singurane, domnule, mai enervază, aplauzele sunt slabe. Fete, slabe aplauzele. Slabe, astea sunt aplauze. Și să trăim o atmosferă de cântare care a fost și prima oară, așa mai ca la disco. Și cum spre noi să ne simt ce bine. Yeah, no, fine. Deci, de 10.